Deci, bună ziua, ca de fiecare dată este forma de salut către dragii scumpii și, cum am spus eu de fiecare dată, iubitii mei, internauți care mă privesc, mă ascultă pe site-ul de socializare, își expun opiniile, fac comentarii. Unii dintre dânsii vreau să spun că cu rațiune, cu gândire, alții lasă de dorit. Asta este părerea fiecare. Deci astăzi ne aflăm la Academia de Înstrare Publică de Președintele Republicii Moldova. Eu vreau să spun că această instituție academică am absolvit-o în anul 2010. Deci cu discursurile care le-am făcut anterior, atât în interviurile anterioare, precum și astăzi, eu am să vin cu anumite opinii, păreri, declarații pe care am să le prezint celor care mă privesc, celor care mă ascultă și, în primul rând, celor care mă înțeleg corect. Deci, după cum și-am remarcat, am absolvit în 2010 această instituție academică, deci conducătorul meu științific la teza de masterat a fost Răposatul și, dacă o să puteți, o să ne apropiem puțin, că vreau să spun că am o deosebită stimă și respect față de această personalitate și acest om de orară, cum se cădeni, Mihail Sergeevici Platon. Deci, dumnealui a fost, vreau să spun, că întemeietorul, vreau să spun că aceste instituții academici, fondatorul, vreau să spun că rectorul la Academiei de Înstrare Publică. Deci, toată stima și tot respectul, Dumnezeu să-l ierte. Vreau să spun că de fiecare dată când am ocazie, îl cinstesc și îl pomenesc pentru poviețele, pentru sfaturile care mi le-a dat. Și vreau să spun că atât în cadrul tezei de masterat, cât și în discuțiile care le-am avut în privat cu dumnealui. Deci nu credeți că mi-am pus ochelarii ăștia pe ochi ca să mă impresionez cumva pe dumneavoastră. Bate soarele în partea asta. Eu pot și să iau acești ochelari de pe ochi ca să mă privească, să mă vadă mult mai bine cei care ei își fac griji, după cum și am menționat în discursurile anterioare. Deci am să fac o remarcă, vreau să spun că astăzi la această plăcuță comemorativă care a fost pusă pe acest perete al marelui, vreau să spun că discipol, vreau să spun că la administrării publici care s-a sacrificat și a dat, vreau să spun că interesul pentru a crea asemenea instituții și a pregăti, vreau să spun că atât la cursuri de perfecționare în cadrul acestei academii, o sumedenie de specialiști. Deci eu am fost ultimul discipol al dumnealui, vreau să spun că stimă și închinăciune pentru tot ce a făcut pentru statul Republica Moldova. Mai mult ca atât, dumnealui a fost și consilier de rang întâi al Voronin, perioada cât Voronin a fost, vreau să spun, președinte. Ar fi bine ca acest interviu pe care îl dau eu să fie, știți cum, transmis, să-l privească, eu știu, Vladimir Nicolaevici Voronin. Dacă este interesat, vreau să spun că să-l privească și Vădăleiul, da? Așa el spunea, că el e Vădălei. Șahmatistul, da? Igor Dodon, de dânsul vorbim, da? Voronin, cu toate că a spus că este un președinte neconstituțional, nu îl socoate de președinte. Ce vreau eu să remarc în acest discurs, în acest interviu pe care îl fac astăzi? Deci, ca de fiecare dată, eu m-am axat și mi-am expus părerea mea pe distrugerea fondului forestier a Republicii Moldova. Ceea ce numim noi, de fapt, pădurile, da? Aurul verde. Deci, eu am spus că toți acei care ei și-au făcut griji, își fac în continuare griji privitor la tot cei ce au distrus, eu să răspundă. Deci eu am spus-o și am arătat-o de fiecare dată, mă bazez pe Constituția Republicii Moldova, este articolul 32 din Constituție, dreptul la liberă opinie și exprimare. Mai mult ca atât, astăzi îmi vin cu un alt articol din Constituție, articolul 39, care spune, vreau să spun că e expres, deci dreptul la administrare. Deci în Constituția Republicii Moldova, care este legea supremă a statului și a societății, în articolul 39,
se spune expres, cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum și prin reprezentanții lor. Deci punctul 1, punctul 2, oricărui cetățean îi se asigură potrivit legii accesul la o funcție publică. Deci nu gândiți că am venit azi în cadrul Academiei de Administrare Publică, care am absolvit-o, ca să solicit careva funcții, dar vreau să fac acest interviu pentru înalta conducere a țării, pentru cei care privesc și mă urmăresc. Ca ei să știe că este articolul 34 din Constituție, spune dreptul la informații, dreptul persoanei de a avea acces la orice informații de interes public nu poate fi îngrădit. Punctul 1. 2. Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligați să asigure informare corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. 3. Dreptul la informații nu trebuie să prejudice măsurile de protecție a cetățenilor și siguranța națională. 4. Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sunt obligați să asigure informarea corectă a opiniei publice. Deci eu am făcut, vreau să spun că careva sesizări, plângeri atât la Procuratura Generală a Republicii Moldova, cât și la Curtea de Conturi, pe abuzurile care le comit. Vreau să spun că cei care ei nu vor să respecte legea, eu le-am dat numele anterior în declarațiile și în reportajele mele care le-am publicat pe site-urile de socializare și mai mult ca atât vreau să-i mulțumesc pe această cale lui Oleg Brega pe curaj.tv. Deci dumnealui a făcut publice, deoarece are mai mulți vizitatori, aceste informații pe care eu le-am acumulat și vreau să spun că le-am postat. Și după cum și-am spus și-o repet, proștii găsesc scuză, deștepții mijloace. Deci eu azi vreau să spun că am să folosesc aceste mijloace, da? Prin care am să prezint în continuare din cauza că în ultimul interviu care eu l-am dat în cadrul, vreau să spun că Biblioteca Academiei de Știință, da? Sunt în preajmă acolo, eu am încercat să prezint mai multe probe, dovezi și argumente, de fapt să le reprezint pe unele dintre dânsele, cauza că unele și îmi lipsau. Deci, despre șmecherii ăștia care și fraierii, da? Care ei stau în ramura asta silvică, da? Și-și bat joc în continuare de pădurile statului Republicii Moldova. Deci, după cum și-am remarcat și-am spus, am să prezint materiale veridice privitor la acest compartiment. Deci, domn Brega a pus undeva, vreau să spun că pe curaj.tv, acolo, vreau să spun că un interviu foarte micuț, unde a prezentat Procuratura Generală a Republicii Moldova când s-a început starea asta de pandemie, de carantină, deci au plasat o adresă eronată, fără mail, fără nimic, unde toată lumea încerca să-și transmită petițiile online și de fapt ele nu ajungeau din cauza că era un profil fals. Deci eu până la urmă am înregistrat această plângere, care am adresat-o, vreau să spun că, dacă nu mă greșesc, în data de 16 martie 2020, pe numele actualului procuror general, Alexandru Stăianoglu, unde eu am redat toate încălcările care s-au comis, mai mult ca atât, la Curtea de Conturi. Da? Am spus să vă rog pașii dumnealor, conform Constituției, sunt obligați să îmi dea răspuns. Deci eu am vorbit despre cești șmecheri și fraieri care sunt în ramura silvică și își bat joc, vreau să spun că cu nerușinare, cu nesimțiri, mai mult ca atât, eu voi prezenta și am să fac, vreau să spun că de fiecare dată, aceste declarații fără nicio teamă și fără nicio frică, că am înțeles că acei care i-am menționat de fapt anterior în discursurile respective își fac mari griji și de fapt eu și-am spus că proștii ei își fac griji, că un om deștept, înțelegeți, niciodată el nu o să-și creeze, vreau să spun că probleme și o să încerce de fiecare dată să margă. Am să trec direct la subiect. Am să prezint această mașină, da? Care, după cum și-am spus, la plaiul fagului staie, vreau să spun că fără nicio teamă, fără nicio rușine, acest fag. Materialele respective, ele au fost, vreau să spun că, acumulate
Uitați, mașina este fără numere aici, da? Din câte se vede. Butucanii respectiv, butucii respectiv, ei au fost, vreau să spun că cărați în data de 24 martie. Rotarul, eu nu știu cum tu încerci să stupi, înțelegi, toate aceste crime care tu le comiți față de sătieni, față de societatea omenească, înțelegi? Și în primul rând față de copiii tăi și față de tine. Deci uitați câtă masă lemnoasă aici. El imediat a chemat niște prostalani de mintea lui, de teapa lui, înțelegeți? Și i-a cărat masă lemnoasă de aici. Păi dacă era legală, mașina respectivă era legală, puteai să te iei liniștit acolo. Înseamnă că tu îți faci griji mari. Eu așa, din câte surse am, și ți-am spus că am dronă, am camere video care sunt în teritoriu. Uitați aici ce masă lemnoasă, și v-am spus lemn care a fost ilegal. Deci tăiat și vreau să spun că distrus. Înțelegeți? Din rezervația naturală științifică Ploaiul Faglu. După cum și-am remarcat în interviurile respective, ei vor trebui să răspundă în fața legii și am spus că natura nu iartă absolut pe nimeni și toți sunt egali în fața legii. Mai mult ca atât, bogații tot plâng. Da? Dacă și voi folosi în acest interviu careva cuvinte din limba rusă, cred că nu o să vă spărați și am să o spun așa ca să mă înțeleagă poate mult mai direct și mult mai deschis cei care mă privesc, da? Deci eu n-am venit azi la Academia de Înstrare Publică ca să credeți că sunt la emisiunea Ștoc de Cagda sau la Poli Ciudies, da? Eu am spus-o direct pe față, tot ce aici se întâmplă, dacă voi vă faceți grijă, înseamnă că voi sunteți, vreau să spun că din start, nu că bănuiți sau suspecți, dar sunteți persoanele care ați comis foarte mari încălcări de legislație sau grave, ca să mă exprim așa. Deci, după cum și am menționat, vreau să atrag atenție din start lui tractoristul ăsta, da, lui Rotaru. Tu văd că îmbli pe-n sat, pe acolo, pe la porțile oamenilor, faci și adălgenile astea, da? Că tu ai studii, că ai SRL, că nu știu ce. Băi, nu încerca și prostii lumea. Du și îi spune la cei de mintea ta care i-ai trimis în casă de cultură și mi-au făcut dizordine, tot dizmătul și ăla acolo, știi cine, da? Tania lui Puf, Dima lui Ceacea, de-a lui Dari, Ghiță Țicu și tot așa. Du-te lui Casa Blanca și arată diplomele și alea. Tu, băiete, în primul rând o să trebuia să răspunzi, știi cum, de unde le-ai obținut tu, dacă și le-ai obținut? Și cine ți-ai eliberat? Tu doreai un săpătău de ungheni terminat și permisul de conducere auto. Tu l-ai cumpărat și ăla, tu de tractorist n-ai îmblat. Tu de fapt nu, nici nu știi a scrie în grafia latină. Tu atât de prost ești, eu dacă îți dau două, cum se spune, interes așa pe viață, tu în primul rând nu știi alfabetul, nici tabla mulțirii. Dar dacă te bagă în chimie, uite, am făcut praf. Acolo e Mendeleev, acolo e grea tema. Tu înțelegi? Plus la asta tu te-ai băgat că lui Curo și trebuie de fapt niște prostalani de ăștia, înțelegi, în ramură, care să-i bași și să facă probleme, rezervații. Din cauza că i-a venit Curoș, Gălușc, Ciorchină, Fiodorenco, înțelegeți, și toți ceilalți care voi vă știți destul de bine, înțelegeți? Ați venit ca venitici la rezervația natural științifică la Iofaglui, la zarabotcă, voi ați venit acolo, și distrugeți rezervația. De fapt, după cum și-am menționat și am spus lui Curoș, dacă eu mă ducem la Ciciule, la dânsul în sat și îi facem asemenea dezastru în sat, îi distrugem și îi facem atâta pagubă, lumea se răscula, da? Să ridica, vreau să spun că se întreb, băi, dacă și ocazie, tu nu ești năsfricit, distrugi și faci test. Așa că Curoș ar trebui să-ți pui mari întrebări pe tot ce-i distrus în perioada de timp, vreau să spun că cât ai fost la conducerea acestei rezervații. Noi știm destul de bine cum ai absolvit, cum ai ajuns la rădienii vechi. Că vreau să spun conspectele care ți le face Vladimir Profiroș, profesorul de biologie din sat, Dumnezeu să-l ierte, tu cărai la Bahmut coniac și-ți dușeau. Ți-ți o dat o diplomă falsă. Tu de fapt ești pe lângă, tu înțelegi? Voi ați nemerit ca în rai acolo la rădienii vechi. Și de fapt, în discursul care l-a făcut Gălușcă și am spus în interviul anterior, că el spune că îți dezgolești fagul la rădăcină și nu știu ce. Rezervația stai intens, se distrug specii valoroase, sunt, vreau să spun că, cu încetul, cu încetul, alunicări de teren, satul vine, știți cum, la alții se așează încetișor și voi veniți și faceți acolo. Gălușcă, tu ar trebui mai întâi să te duci și spui mâna pe dendrologie. De Palancean este, Dumnezeu să-l ierte, doctor habilitat și de Comănici. Dacă nu te duci la Brașov, îți iei o dendrologie,
acolo este de Stănescu, înțelegeți? Niște profesori cu renume care m-au învățat, vreau să spun că Stănescu, Florescu, Beldeanu, Ungureanu și tot așa mai departe, Marcu. Dar voi ce ați făcut? Voi ați făcut niște studii pe băutură, pe la Leningrad, pe la Kiev, pe la Lvov, nu știu pe unde, și ați venit aici și voi ați învățat după programe de cele rusești, da? Programe rusești, voi ați învățat pentru pădurile din Siberia. Vedeți, Siberia vă așteaptă, Siberia mai trădnaie, cu brațele deschise, vă luați drujbele, da? Benzopilele, benzopil și vă luați gaterii, vă duceți acolo pe Loremi și vă apucați, făcuți ștacheta acolo, tăiați că acolo când tai într-un capăt și ajunge într-așa, la altem deja aici crește. Deci, o remarc și o spun, ca să mă aud întreaga înaltă conducere de vârfa țării, să mă aud, vreau să spun că, din ceruri, acest om, vreau să spun cu un renume, care eu cred că toți cei care l-au cunoscut, el este și va exista pentru fiecare dintre noi, dar cel mai, vreau să spun că, dureros când cadrul acestor instituții ale statului, câți ministerii, câți agenții, vreau să spun că noi promovăm în continuare niște discriminați, niște persoane care nu au abilități, competențe profesionale și ne fac de fapt țara de râs și vreau să spun că instituțiile pe care le reprezintă, fie ele câți mediu, fie câți alte instituții. Așa că Vădăleiu și Ahmătistul, după cum toți așa și-i spun, că Bregan spune, băi, să nu zici de... Vreau să spun că reportaj, că reportaje se fac la Condrița, la Sadova. I-am spus lui Oleg, zic, probabil sau posibil să facem și unele reportaje sau interviuri, da? Cum ai spus că e mai corect, colega, da? Și la Rădenii Vechi. Deci nu e exclus faptul ăsta, eu i-am dat de înțeles cu Dodon, sunt oricând disponibil, după cum și au ei întrunirile astea la ora 8 cu prim-ministru, cu președintele Parlamentului, da? Cu Greceanu, da? Nu știu ce e acolo, hotărăsc, vin și fac declarații în fața presei. Eu am spus să chemați, vreau să spun, că turiștii ăștia din Ministerul Mediului, Integrării Regionale și tot așa mai departe, pe celălalt la Molțilva, și dați-le foaie de drum. Eu dacă vin în ramură asta, asta e destul de clar că acolo o să fie reforme concrete. O să rămână cei care au studii, vreau să spun, că făcute la zi. Nu la FF, la fără frecvență, fără folos, cum îi spun eu, înțelegeți? Și prin concurs, toate posturile scoase, de la director general până la portar, la concurs. Dat proba teoretică, practică, diferite, știți cum spune, situații de punere în aplicare cunoștințele care le-ați absolvit și poftim, lucrați, nimeni nu vă alungă. Dar voi veniți, distrugeți, rezervați natural științei și plăie, fac. Curuș, Gălușcă, ia uite, ne ducem și la ICAS acolo, la Mușa, să ajungem și la Galupa, la docentul ăsta în economie și tot așa mai departe. Care este menirea voastră pe pământ? Ce faceți voi bine pe pământ? Plus la asta, care este statutul unei rezervații natural științifici și plaie fagul? Galupa, institutul ăsta cercetări și amenajări silvice, care voi le propuneți de fapt pe 10 ani în amenajamente diferite lucrări, vreau să spun că care ei trebuie să le întreprindă în colaborare, în strictă, vreau să spun că conformitate cu legislația, dar ei de fapt taie rasa acolo și s-au apucat, vreau să spun că nu știu ce substituie, nu știu ce intensive fac, nu știu ce lucrări sanitare, dar de fapt acolo vreau să spun că merg lucrări, vreau să spun că de tăiere arboretului, vreau să spun că rasa. Deci voi de grabă nu știu ce să amenajați, am înțeles că aveți fază de teren cu amenajare, pe urmă fază de birou și să-ți pune așa o întrebare, Galupa, cât costă amenajarea unui hectar de pădure. Eu am careva sursă, dar eu cred că hai să-mi dai răspunsul oficial. Nu este un secret, da? Dar o să trebuiască să răspundeți pentru toate aceste prejudicii care voi le comenți. Că am înțeles că tu te-ai înscaunat acolo tot la ICAS, să le poți pe frate tău acolo cu pedolog. Iar că noi avem astăzi aici, dacă o să întoarce spus în cameră, da? Institutul de pedologie, agrochimie și protecția solului Nicolae Dimon. După cum și eu am menționat, da, se află în acest bloc la Academia de Stradă Publică. Eu am spus în interviul anterior și n-am să mă repet la Universitatea de Stat când, vreau să spun că s-a făcut specialitatea asta silvicultură în cadrul Facultății Științe Economice și Aplicative, unii toți, după cum și-am spus, la Institutul de Științe Reale, studenții lui Jgheu, da, lui Gheorghe Jgheu, rămâneau fără diplome, deci eu am spus-o
specialitatea se numește standarde metrologiei silvicultură. Silvicultura se la biologie în blocul 3, la pedologic. Standard și metrologie în blocul 4, la matematică și fizică. Deci, de fapt, acolo la biologie unde era catedra tata și fiul, că era Vasile Șalaru și cu Victor. Vasile a murit, că era șmecher, și Victor a rămas acum și bec, i s-a dus femeie să psihotare și am cu ghetele și fite pe acolo, pe la universitate. Și rușine, nu sunt studenți, la Universitatea Agrară, Ioachim Gumeniu, chiar și la fel. E trist acolo că răposatul conducător la teza mea de doctorat, academicianul Andrei Negru, vreau să spun că a fost în diferite, vreau să spun că confruntări cu acest șalar, cu acest șmecher. Fraier, fișorsul și el șmecher era și sunt în silvicultură. Eu promova, vreau să spun că niște persoane și-au făcut zile de naștere pe la Iaz, la Vart, la cred că Ciorchină pe acolo, el a terminat cu dilimani de ăștia. Eu nu știu cum să le spun, dar de fapt sunt niște persoane care au probleme foarte grave. Ei îmblă cu fițuici de astea și eu am spus toți cei care au obținut ilegal acest diplom, să le deie foc, să le zic. El nu corespund și nu întrunesc condițiile unei instituții pe care tu ai absolvit-o și ai căpătat careva cunoștință. Deci am să revin privitor la ceea ce am prezentat cu tăierile respective, care văd că rotarul imediat el a început a stupa probele de rest. Tot spun că tu ai să răspund numai pentru faptul ăsta, tu înțelegi că îmbli pe la port și spui că tu ai SRL-uri, diplome și rău ne-ai făcut unii, de fapt te lăudai în 2013 că tu m-ai închis cu curoș acolo. Tu îți dai seama întâi sat. Eu am spus că de pușcărie și de moarte nu este asigurat nimeni, da? Nu este străcuit nimeni. Dar tu așa de sigur ești. S-am spus că să ajungeți la pușcărie. Fără dor și poate. Vreți, nu vreți. Pentru pagubile care le-ați crezut. Că voi, știți cum spune, le faceți așa că nimeni nu vede, nimeni nu știe. De fapt, toți vede și toți știe. Deci eu am spus care este menirea voastră pe pământ. Voi nici de cum. Sunteți pentru mine, vreau să spun că niște monștri care distrugeți, vreau să spun că natura, niște barbari. Da? Tu, plus la asta, rotarul e îmblat, vreau să spun că cu șantajuri, înțelegi, în haită, cu șacalii ăștia atâi. Și am enumerat anii, 2011, 2013, 2019 și tot așa mai departe. Când ai sărit și cuțitul pe malul Iazul cu nășeltul ăsta, cuțitul Valeriu și acolo au fost materiale date la Alcaz, la Inspectorat de Poliție Ungheni, Alcaz, chipurile le-au stupat, tot o să revizui, tot o să repune și o să trebuiască să fiți pedepsiți pentru acțiunile care le-ați făcut împotriva lui Igor Fidiuș. Mai mult ca atât, și aș putea eu spun cu excrocheriile astea care te-ai ocupat rotarul, înțelegi? Ai falsificat foarte mult spirit în sat asta, nu spun eu, asta o știe toată lumea. Ai otrăjit o grămadă lumii care este, vreau să spun, omorâtă din mâinile tale prin falsul ăsta de spirit. Știi cu cine era legat acolo și eu cred că nu trebuie să ascunzi tu, astea le știu toți. Plus la asta cu lemnele, cu pământurile, cu imobile, apartamente, tu ce ai acolo. Plus la asta, eu și pot să-ți spun ție că tu pe site-urile astea de socializare ca și Curoș, înțelegeți? Voi prezentați, vreau să spun că imagini, vă duceți prin Egipt, vă fotografiați cu piramidele, cu cănelele, vă puneți acolo, știți cum spune, pietici prin cap, cu sfetă. Păi, eu îi spun și lui Curoș, spun și ție, voi, înțelegeți, sunt și obraz, la voi și Urico e gros de tăiat, înțelegeți? Voi faceți, vreau să spun că atâtea împotriva mediului ăsta, înțelegeți? Și împotriva naturii. Că nu are cum să nu se răzbune natura pe voi. Plus la asta voi creștinești trebuie să răspundeți. Legislativa asta, nicătând la faptul ăsta că Curoș el a umblat, vreau să spun că cu traficul de influență, cu judecătorii de pe la Ungheni, cu procurorii, eu băiet, înțelegeți, toate păruielile astea voastre, plus la asta, că le-au dat lemn, că și-au construit căsă, că au fabricat dosare și au instrumentat lui Fidiuș să răzbune, începând la președintele raionului, pe atunci în perioada aceea, respectiv când era Toma, da? La Partidul Liberal Democrat, Curoș a ridicat, s-a scus de expresii cei care mă privesc chiloții și la comuniști, îi făcea agitații electorală, și la PLDM, și la democrați. Tu ești dai de grabă și cu galubăie, tu înțelegi? Postul ăsta pentru tine, tu ai papadit acolo, ai nimerit ca în rai, tu înțelegi la rădienii vechi și tu distrugi cu nesâmțări această localitate, această baștină de unde eu sunt originar, împreună cu călăii care spingă tine și de fapt toți trebuie să la pușcărie, ei din urmă, înțelegi, te urmeze. Și voi ați gândit că
prin procurorul raionului, cu Flore, cu ceilalți, a spus, a distrus în sat spitalul, tabăra pionerească, rezervația, brighez, punctul de colectare a fructelor și tot așa mai, fermă și nu mai vorbim, de așa-lași Bulbăș, nu, care el a fost primar 16 ani, care frații au dat foc la femeie, înțelegi? Bețivul și al care el spune că mergea, e murdarul de la ștampilă, era de jin, el și încărca, după cum și-am spus, ștampila cu jin și pune peceate, înțelegi? Eu am discul. Voi toți o să fiți remarcați, la mine materiale sunt arhivate, păstrate, vă vine timpul, eu le public și le arăt. Trebuie să răspundeți, că tăieți voi acolo și vă faceți demonii și pe păduri. Ceză la pușcărie acolo rotarul, că ți-a lei Bulbăș, Coroș, înțelegeți, în șarpătriepcă, acolo să faceți icoane, nardi, tot și ce trebuie, să aveți timp să vă gândiți pentru și voi, înțelegeți, ați distrus și ați prejudiciat, vreau să spun că mediul este ecologic. Plus la asta, înțeles că tu rotar duci pe la școală, joci tenis acolo cu directorul școlii, tu ai timp încă și de tenis, la pușcărie să joci tenis, îs mese de 1500 de euro, ai să joci pe dânsile la interes. Tot îi să dai, știi cum spune din istoric, am văzut că Vornicescu discuta în emisiunea asta Obiectiv Comun la TVR Moldova 1, Ziua Internațională a Pădurilor, acolo au luat careva interviuri, am văzut că în platou era Boaghi, vreau să spun că este cel mai mare lingvist al limbii române, se flatează, vreau să spun că poți să ai, vreau să spun că orgasm științific, înțelegeți? Cel mai mare, vreau să spun, distrugător de minți în silvicultori. El tot e doctor și-a făcut pe parcuri, nu știu pe ce, și-a făcut teza asta de doctorat. De fapt, el a lucrat și prin Consiliul Municipal Chișinău, unde l-a dat chirtoacă afară, era pe spație, nu știu ce. Om problematic, el s-a băgat pe unii lui, s-a pomenit. Când am venit eu la Universitatea de Stat și-a acreditat în bază la cele două diplome mele această specialitate, el a venit cu Cuza, care și-a fost pe Institutul de Ecologie și Geografie din 4 ani, a fost vreo 2 ani și ceva bolnav, înțelegeți? Păi sunteți voi toți bolnavi acolo sunteți, care ați absolvit, am spus, școlile este rusești, voi aveți probleme, înțelegeți, cu programele de studii care le-ați învățat atât la zi cât la fără frecvență. Unii dintre voi, pe băutură ați absolvit. Băieți, voi asta o știți destul de bine. Și fel de regimuri, și fel de tratamente, și fel de lucrări de îngrijire și conservare, arboretul și tot așa mai departe. Deci voi trebuie să vă duceți în Siberia. Voi ați fost pregătiți pentru a dirija pădurile de acolo. Aici în Moldova voi nu vă puteți aplica cunoștințele, că ați venit, de fapt, distrugeți. Și am menționat-o. E cazul Ministerul Mediului, Agenția Moldova. N-ați fost în stare să elaborați un cod silvic să fie adoptat de către organul legislativ, de către Parlament. Foarte rușinos. Eu am 22 de ani când am absolvit instituțiile silvice românești și după cum și-am specificat, școala românească este o școală puternică. Voi îmblați cu cerșitul, cu mâna întinsă, să vedeți și GPS-uri, teodolite, manuale și nu știu. Băi, voi ce zic acolo la școli cele rusești implementați, vreau să spun, acorduri de colaborare? Nimic absolut eu n-am văzut. V-ați înscaunat și ați gândit că voi sunteți pe tot restul vieții, înțelegeți, conducători. Eu i-am spus lui Vădălei, înțelegeți, și acum test, că să întâlnească eu ca zodii sleu, da? Regele animalilor. Și nu-ți gândească că eu am scobor în junglă, dar vreau să spun că la modul cel mai sincer și la cel mai direct, ca să știe orice președinte, orice conducător, orice, trebuie să mizeze pe niște lucruri, înțelegeți, să respecte legea. Vreau să spun că să nu uite niciodată că el nu este pentru totdeauna președinte, să aibă niște relații, vreau să spun că amiabile cu colectiv. Dar și-au pus niște turiști, înțelegeți? Ce fel de imagine voi vreți să aveți bună când se distrug, în primul rând, pădurile, plămânii tieri. Plus la asta este o problemă globală, cu încălzirea globală. Eu n-am să vin azi să fac lecții, înțelegeți, de silvobiologie, de silvotehnică, de celelalte discipline. Dar vreau să spun un singur lucru, uitați cât frumusețe în cadrul Academiei de Stare Republică, uitați ce parc frumos amenajat. Este, într-adevăr, trăiește într-o armonie cu natura. Ce pot eu să spun în continuare despre toate celelalte prostii care le-au făcut Curoș, înțelegeți, cu rotarul, șmecherașul ăsta. Asta e fraier, înțelegeți, Curoș e șmecher și el e fraier acolo, înțelegeți. Că l-a băgat pe dânsul, înțelegeți, să organizeze pensat cu Valerii Țicu ca să n-ajung eu primar. Băi, înseamnă că dacă nu trebuie să fiu primar, să ajung președinte. Eu doar v-am spus ultima dată când am avut reîntâlnirea cu alegătorii, la Rădenii Vechi, când am venit cu microbuzul respectiv și v-am adus
aparataj ca să vă fac și discotecă, eco, ecologic, înțelegeți? Și vreau să veni țapin de bieță acolo și să-mi pins prostalani și să-mi fac în ei show-uri, jeles, dezastru și să încercați să tulburați liniștea publică împreună cu Chiric, care sărie victoria asta de la punctul medic. Că le-am spus că Voronș a făcut o greșeală foarte mare și a făcut nici cu mătă cu lărădenii. Eu n-am stimat și niciodată n-am promovat prostie, vreau să spun. Și vă spun așa cu fermă certitudine. Ei o să trebuiască să răspundă, vreți, nu vreți, mai devreme sau mai târziu pentru toate aceste acțiuni, prin copiii lor, dacă nu reușesc ei. Păi vă stea mult. Acolo se spală bani foarte, foarte mari, cu punctul medical. Eu am să o întreb pe aparataj câți bani au cheltuit, pe reparațiile astea care le faci în punctul medical acolo. Plus la asta să întreb unii, să zvâr, vreau să spun că siringele, vreau să spun că este de la capelni, să întreb primarul, unii este gunoi, este și autorizat. Sunt o grămadă, vreau să spun că lucruri care voi trebuie să le răspundeți în fața legii și în fața cetățenilor. Deci, ca să mă înțeleagă destul de clar, Curuș, da? Ghidu, da? Carol Junglic, după cum și-am spus eu, în 2010, tatăl meu, Fediuș Dumitru, dacă eu nu mă greșesc, că zeci de mii sau sute de tone, înțelegeți? De griu, de floare soarelui, țâițul vânturat. Cu și te-ai achitat tu cu tatăl meu? Răspuns cu Uruș. Concret. E zis că îți duc și ei 10 kilometri de lemn. Așa să spui ca să înțeleagă tot. 10 metri stieri. Deci de unii, tot la pădure. Așa, nu te-ai achitat. Dar ăsta e furat tot la rădeni. Ies de acolo. Ba de mic ești tot așa mai departe. Eu mi-e rotarul. El era pădurarul. Și puț cu beză și vreau să spun că se măsoare un gaz 53. 10 metri stieri în cap. Halal, eu nu știu. Eu am spus-o și o repet. Vă cubiesc pe amândoi. Și pe tine, Rotaru, și pe Curuș, și pe toți ceilalți care voi vă socotiți atât de șmecheri la mine în sat. Înțelegeți? Vinitișii care sunteți, veniți. Și cu coarjă, și fără coarjă, și la capul subțire, și la capul gros. Nu se intimideri. Nu-ți vreau să spun că amenințări. Sunt niște lucruri reale. Tu n-ai avut obraz să te achiți cu tatăl meu, băi, care ți-o vânturat, înțelegi? Eu i-am făcut operație la ambii ochi cu fratele împreună, de cataracte, din cauza chelții. Ți-o dat ții tătă pleava și ești, tu umbli a mea în blatnoie acolo pe în sat. Băi, de fapt, tăți îmblați blatnoie și acolo. Din cauza că la voi acolo e ca în rai, voi ați venit la zărăbotcă acolo, da? Și ați lucrați psihotare, dar n-ați ajunge să lucrați psihotare, eu mă gândesc cel mai bine ar fi ca voi să stați la închisoare, să răspundeți. Vă luați câte un ciclu de producție, ca la Salcâm, 30-40 de ani și cu executare directă. Plus la aceasta, vreți, Siberia vă așteaptă, vreți, luați alte cicluri de producție, înțelegeți? Ca la brat, ca la molit, ca la pin, ca la larici, dacă nu treci ca la stejar, 70, 80, 100 și mai departe. Ispășiți-vă pedepsele pentru tot ce ați distrus în natură. Ca să știi destul de clar ceea ce am avut de gând. Mai mult ca atât, în 2010 a fost o întâlnire cu toți cei din ramura silvică la teatru de operă și balet. Pe atunci, uitați, Slat era prim-ministru. Și ce a spus el atunci la întâlnirea aceea cu silvicultorii? Dacă are cineva curajul să ridici în picioare, spui că a făcut un kilometru de drum din banii lui. Curul și nu te-ai ridicat. Tu doar câți kilometri de drum ai distrus în satul de nevechi și n-ai făcut măcar câteva zeci de metri, înțelegi? Voronin atunci avea interesul ei rezervația științific plaiul fagului, se schimbe statutul, chiar a popșui atunci, înțelegi, în fruntea mulți silvi și... Ce să facă? Tu a dus prundiști, tu a dus chiatră și... Și n-ai avut curajul să te râzi, spui sus că tu ai făcut un kilometru de drum din banii tăi. Înțelegi? Cât drum ai distrus tu cu tot tehnica și e de la rezervații. Care i-a luat-o, plantează, înțeles că în continuare e greu pe acolo, pe la Alexeievka, pe la Săgeană, pe la Lidovka. Pe unde ai tu terenul? Peste Pârlița. Peste Pârlița deja ai să dai tehnica împlinire, te duci, după cum și-am menționat, și dai declarații de unii ai toate aceste venituri, v-ați făcut cătăjuri, după cum și-am spus, la Bahmut, ca apartamente prin Chișinău, cu conturi în băci, aceleași excursii. De unde băieți bani? De unde voi aveți? Că ați distrus rezervația? Ați vândut acolo, știți cum spune, la greu, cealași gălușcă. Ți-ai făcut cătăjul ăsta pe la Zubriș, pe aici. Rușine, voi ați venit la mine în sat și distrugeți, vă faceți căști, pe urmă plecați de acolo. Cineva trebuie să vii, să planteze, să facă lucrări de regenerare la pușcărie, la mulți ani cu executare. Vă doresc în continuare tuturor celor care voi vă faceți griji, sunteți, vreau să spun că călăii naturii, cei care ați distrus-o și o distrugeți în continuare. Că vorbiți voi că cândva pe malul Nistrului și alăși Vornicescu care i-am spus, nu te socotei împărat la mine. Că ai să stai în rând cu dânșii.
Eu nu iert pe nimeni. Pe nimeni absolut, înțelegi? Pentru prejudiciile care le-au adus mediul înconjurător. Chiar au stejari, tu nu-și povestești prin emisiunea respectivă că de așa dimensiuni, că se face o barcă de întrânșe. Păi eu am urmărit, eu am vrut să spun că la această emisiune Obiectiv Comun, Boagheș cu Galupa le tremurau pantaloni acolo, tu înțelegi? Te uiți la fețele lor, a? Că invitat în emisiunea respectivă era și directorul grădinii botanice, doctor în știință Roșca Ion. Vreau să spun că băiatul cu școală românească, echilibrat, calculat, au făcut niște lucruri foarte frumoase, înțelegi? Dar voi ce faci? Ați veniți pe acolo și vă flatați, vă frământați pe acolo, faceți careva, înțelegeți, aberații și dați. Eu am spus, Boghi, cu teza și a ta de doctor, eu care-i noutatea științifică, brevetul de invenție, Galupa, tu doctor în economie, eu am arătat data trecută și am spus-o, uite, Ministerul Economiei Forestiere României au făcut tabele de cubaj. Dar tu pentru ce ți-ai făcut teza de doctor în economie, Galupa? Boghi, ceilalți care v-ați făcut tezele astea? Păi eu nu văd inovația științifică în primul rând, nu văd brevetul de invenție. Ce ați adus voi în comunitate științifică și noutate științifică? Ați aici pișeți pe diplomele cele voastre, eu mă piș pe dânsile, înțelegi? Și dați-le foc. De al de voi, înțelegi, s-o făcut și în drept și nu știu ce. La noi nu vedeți că a treilea din țară când te uiți la înăcealnic. Tățăți cu gradul de doctor și comunitatea asta științifică, eu nu știu cum repartizează asemenea distinție, asemenea statut. Și fel de doctor, dacă tu om nu ești, un simplu om tu nu poți fi, tu vorbești de doctor. Baghi, eu am spus-o și o repet, prin tot ce-i prejudiciat, plus la asta o să-mi aduc aminte din exact când am avut deplasarea la Gârbovăț, în anul 2000, când am venit de la Brașov, eu am fost de fapt solicitat ca să vin în țară, mi s-a propus apartament, atunci unii construieți mulți silvă atunci aveau la Butoiaș aici în vale, da? La Sculeanca aveau și vreau să spun că vdovă, cine era director atunci, de fapt Mahu, că el venise cu Polancean la Brașov la mine la cursul festiv, data de ușa, și ne-au promis că veniți, că noi vă dăm apartament, numai veniți în țară și lucrați. Și am venit la ICAS, atunci numea centru de amenajări silvi și îmblam chetreanul pe la Gârbovăț amenajare că dacă este în viață Doniță Nicolae, Doniță, academicianul și membru corespondent Academiei Române, mi-a spus din start atunci când eram la Gârbovăț. După cum și-o spus-o, vreau să spun că și Mihail Sergeevici Platon, acest om cu renume, vreau să spun că foarte mare, Igor, tu ai capacități, ești distept, această bogăție intelectuală care ai căpătat-o valorează, vreau să spun că foarte mult, este inestimabilă, nu are preț. Dar de fapt tu vii cu niște prostalani care iei așa, și le dai lecții de viață. Ei nici nu se pot măcar motiva pe dânșii însăși, ca să-și, vreau să spun că, să-și dea ei cumva asemenea întrebare, ce menire au ei pe față pământului? Păi nu sunteți buni de nimic, sunteți cu literă mare așa, niște drăcălani, și o spun cu fermă certitudine, niște draci, pe voi vă joacă cel rău, înțelegeți? Și vă mențineți în niște fotolii deocamdată și nu știu până când, ca să fiți buni de atras la răspundere. Cum a fost atras la răspundere? Și același Morar, Drăguțanu, ne mai vorbim de Filat și tot așa mai departe. El știe doar prin coridoare. Curoș doar toate atunci ai plătit bani grei că eu stau închis, doar rotarul în blac cu cheptul deschis, așa la Flore, de la Călăraș, aici de la Ungheni. Păi cine știe și fapte eroi că ați făcut pe acolo cu Stratan, cu mizeria asta societăți care au terminat o limă, înțelegeți, și au fugit la Nișcani și au venit la Ungheni pe apartamente cumpărate pe acolo și au început să băga lumea la pușcărie. Totul în viață este bumerang, totul se plătește. Fiți siguri de ceea ce am menționat azi, de ceea ce am spus și vreau să spun în continuare că eu nu știu dacă este cazul, dar ar trebui totuși unii dintre voi să vă duceți de bună voie și nesăliți de nimeni. Și de ce am spus că dacă nu este, eu aștept să treacă perioada asta de pandemie, de gripă, rotarul el acolo face și vreau să spun că la căsile oamenilor agitații, între site-urile astea de socializare, că și rău eu lui i-am făcut, și cine ești tu, cui faci tu, explicațiile astea, adălgenile astea și plus la asta că dacă tu ești în bieț și vine un sat, băi rotarul, ia și-ți vezi de treabă, să nu ai moartea lui tatăl tău sau lui frate tău. Una la mână, nu încerca și îmbla, înțelegi, cu amenințările este pensat. Că dacă ești, tu ești apucă mai întâi de băut, că am înțeles, până în august. Nu distrugi rezervația și nu te ocupa cu lucruri rușinoase. Eu ți-ai doar, ți-am spus, ți-ai făcut
Nunta, vreau să spun că îngrădită la tabără pionerasă la Rădini Vechi, cu toată miliția atunci în perioada respectivă, că aveai probleme cu bectaj. Ai fost mieri în bronijilet în sei, de unde ai găsit cu faică și e tocum. Tu vezi câte probleme, plus la asta mai tentai să ajungi și la sigură să ajungi la pușcărie și azi să-ți aduc peredății așa lui Curolețchi, care ai făcut-o pe Mburieni, înțelegi? Tu doar ai copilul ăla pe Mburieni și azi să-ți aduc Sfeta și cu copiii ăștia nu au treabă de tine. Ei s-au folosit, le-ai făcut tu căsul cele pe bani spălați și murdari, o să pleci și azi dacă copilul ăla încă s-a întoarce cu fața la tine. Tu ai făcut foarte multe păcate. Eu n-am să le spun, tu le știi destul de bine. Eu nu vreau să pierd timpul în această emisiune și să spun și jigodii ești tu și vreau să spun că monstru în naturii, tu înțelegi? Tu care ai venit ai la părinții mei acasă, ai băut, ai mâncat, înțelegi? Rachiu, găini acolo când ai adus acele 5 scladometri de lemne, da? 5 metri steri de lemne. Și tu ai venit să-i spui tu lui tata meu că să-ți duc stai tărșare pe marginea drumului. Băi, cu Curoș împreună. Băi, ați faceți acolo, vreau să spun că niște degajări prin pădurea și n-ați vă poate prinde, tu înțelegi, zici că iepurile lenos. Păi amândoi de un narușnic ca să trebuiască legați din start aici doi varveri. Pe urmă restul merg. Păi vă știți lista, înțelegeți? Știți exact din punct de vedere ierarhic cum ați venit și prejudicii voi le aduceți, vreau să spun, că cetățenilor și societății, naturii, în primul rând. Deci tu nu uita un singur lucru de chestiile astea. Tu să-i spui tu lui tata meu să vii, ți-ai stai trășare, mărși la drum. Tu ești bolnav, băiatul. Tu te ești tratează cu tăi curușe. Luați-o câte o foaie de nu umblați și faceți fotografii cu cănelile. Tu și vrei să faci acolo știu Saharna sau unde tu te trezești, tu în Shanghai unde trezești, băiat. La Dubai tu știi că acolo nu se fură nimic, absolut. Nici un praf nu pui mâna că deodată te-o pus la executare. Înțelegi? Uite, eu prin acest interviu am vrut și de fapt să remarc și să duc aceste declarații și să fii foarte atenți cei de la Institutul Cercetării și Amenajării Sirius, pentru care eu am și unii studenți de-a mii, Eric Prosi, Roma Flocosu, nimai vorbim care sunt plecați pe stihotari, colegi de mii care absolut plac în plumb moldovnesc acolo, că Suceava, că la Brașov nu-i nimic care să lucreze, vreau să spun că la ICAS, dar o să trebuiască de pus mâna pe clupii, dendrometric cu pendul, Burghiu Presler, același pe hașmetru, de făcut profiluri de sol, de văzut tipul de stațiune, tipul de păduri, compoziția, unii voi ați ajuns și lucrări să o executați și cine este, vreau să spun, culpabil de a fi tras la răspundere pentru toate aceste dezastre aduse mediului înconjurător. Clar, scurt și cuprinzător. Fiți atenți tot ceea ce faceți, împotriva cui faceți. Cred că acest interviu, aceste, vreau să spun că materiale prezentate, probe, și argumentii vor fi de folos și vreau să spun că de știință pentru cei care au avut și au în continuare plăcere să mă asculte, să mă înțeleagă corect și să comenteze, vreau să spun că după minte care o au, sănătate, aveți grijă ceea ce faceți, trăiți în armonie cu natura, este, vreau să spun că în cadrul acestei Academiei de Administrare Publică, dacă o să întoarceți puțin, vreau să spun că așa disciplină numită arta comunicării. Înțelegeți, eu puteam să discut foarte, foarte frumos și n-avea să mă înțeleagă nimeni, dar să știți că pot coborâ la diferite niveluri de conversație. Depinde cu cine discut și ce urmăresc în acest discurs. Deci, în cadrul acestei instituții, vreau să spun că predau profesori, vreau să spun că cu literă mare, foști ambasadori, oameni care au experiență de viață și într-adevăr ne-au pregătit ca să fim și noi. Vreau să spun că oamenii, unii, de fapt noi am dat un jurământ și de fapt eu puteam să încep când am venit astăzi să vă cânt imnul Academiei de Înstrare Publică. O să-l găsesc pe site-urile de socializare. Am înțeles că acest imn al Academiei de Înstrare Publică a fost scris de către Tudor Deliu, care mie mi-a fost conducător, că mi-a fost profesor și vreau să spun că este interpretat de către băieții de la Catarsis, de Ion Rață, să audiți. Sănătate, eu am depus acest, vreau să spun că jurământ, împreună cu colegii promoția 2010, unii pe aleia respectivă, vreau să spun că dacă o să întoarceți puțin camera, o să vadă, să implantați pentru fiecare promoție câte un arbore. Și de fapt, noi am jurat, vreau să spun că credință patriei, dar nu știu patrie ce face pentru noi. De fapt, ar trebui să vadă acest interviu cei care am specificat
la începutul interviului, își pun întrebarea, ce-au făcut ei pentru mine? Eu am făcut pentru țară foarte mult. Sănătate, vizionare plăcută, nu distrugeți, vreau să spun, că natura. Din cauza că natura nu iartă absolut pe nimeni și nu e după criterii politici, vreau să spun că după religie, după etnie, după culoare, după ras. Ea, vreau să spun că se răzbună după ce tot ceea ce facem noi împotriva ei. Sănătate și aveți grijă ceea ce faceți și împotriva cui faceți.